ziua, ultimate domnule rector al Universității Libere Internaționale din Moldova, stimați colegi prorectori, decani de facultăți ai ULIM, dragi profesori, dragi studenți, părinți, bună ziua! Bine ați venit la ceremonia oficială de inaugurare a anului universitar 2016-2017 la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Mie îmi spune Ana Gusu, sunt prim vicerector al acestei universități și intervin pentru a inaugura acest an universitar 2016-2017. Să-l invit la tribuna centrală pe rectorul universității noastre, academicianul Andrei Gal. Dumneavoastră, în cooperație cu generația mea, cu generația bunilor părinților dumneavoastră, a profesorilor prezenți în sală, aveți posibilitatea să urați din cupa libertății. A posibilitatea de a crea și genera, de sine stător. De a nu fi jertfa unui regim totalitar așa cum s-a întâmplat anterior. Dumneavoastră sunteți cei care aveți posibilitatea, și de dumneavoastră depinde, de generația dumneavoastră, depinde prezentul și viitorul acestei societăți, acestui neam, de posibilitatea de a propulsa, de a plasa cât mai bine, fructuos, în constelația statelor civilizației din Europa și din lume. Dumneavoastră să aveți o limbă. Sper că ați ales un limb de intenție nobile, deoarece un limb nu este ca altul universitate. Pentru aceasta este foarte important ca absolventul această instituție, care a devenit un brand, care a devenit un simbol al învățământului Republicii Moldova, dumneavoastră apoi, în condițiile concurenței, să fiți capabili, nu doar formal, dar în realitate, să vă afirmați pentru binele, viitorul și fericirea neamului. În acest sens, vă felicit cu începutul anului de studii, vă doresc multă sănătate, înțelepciune, clar viziune, posibilitatea de a fi capabil să savurați în cupa înțelepciunii și să deveniți personalități deosebite pentru acest neam, pentru această țară, într-un ceas bun. ULIM este o universitate cu autoritate aici, în Republica Moldova, în plan regional, în plan internațional, iar echipa de profesori va fi la dispoziția dumneavoastră pentru a vă ghida în parcursurile dumneavoastră educaționale, pentru a vă transmite cunoștință și a educa competențe, pentru a vă educa și setea de a învăța pe parcursul întregii vieți, deoarece o persoană care își dorește o carieră profesională frumoasă trebuie să se inspire și să știe să învețe de la oricine și în orice circunstanțe. În continuare vom procede la încă câteva discursuri și îl invit pe domnul Mihai Șteptinski, vicerector pentru cercetare științifică, să vă salut! Am înțeles că a câta oară pot constata la ULIM vine lume cultă și lume foarte inteligentă. Adresându-mă studenților, le spun că în curând vor intra într-o perioadă care, în egală măsură, va fi complicată, dar și foarte frumoasă. Complicată fiindcă vor trebui să se adapteze la niște condiții noi, vor trebui să capete capacitatea de a primi tempoul și ritmul pe care le impune ULIM, vor trebui să înțeleagă că le-a fost sortit să intre într-un univers academic distinct, care se numește Universitatea Liberă Internațională din Moldova, că de fapt au intrat într-o constelație universitară cu totul special,
care le va oferi competență, căldură, atenție și posibilitatea de a se manifesta nu doar în condițiile Republicii Moldova, nu doar în condițiile Europei, ci în condițiile întregii lumii. Viitorul aparține tineretului și atunci când o societate dorește să progreseze, trebuie să beneficieze de investiția intelectuală a generației tinere. Reprezentantul unei generații tinere, un astfel de reprezentant al generației tinere, în cadrul managerial ULIM, este și Alexandru Cauia, doctor în drept, conferențiar. Este decan al facultății drept, este absolvent ULIM, a făcut și studiile la ULIM și doctoratul. Eu sunt sigur că anume dumneavoastră, cu susținerea noastră, sunteți acea generație care trebuie să schimbați lucrurile în Republica Moldova. Și această schimbare trebuie să înceapă de astăzi. Pentru că noi suntem unica instituție privată de învățământ care creează concurență veritabilă instituțiilor de stat. Absolvenții ULIM astăzi activează, lucrează pe toate meridianele globului pământesc. O spun asta și cu oarecare tristețe, fiindcă mulți din ei, cei mai buni, au plecat din Republica Moldova în căutarea unei vieți mai bune, unui trai mai bun, din cauza vicisitudinilor și politice, și sociale, și economice, care au loc aici, în Republica Moldova. Dar există și absolvenți, și studenți străluciți care își leagă destinul de Republica Moldova și în continuare voi invita la microfon pe doamna Alina Zagorodnic, care este studentă la masterat la Facultatea Psihologie. Good morning everyone! Annyeonghaseyo și bună dimineața! Fiind studenți ULIM, puteți beneficia de un șir de oportunități să vă dezvoltați atât personal cât și profesional. În primul rând, aici aveți șansa unică să cunoașteți noi culturi și noi limbi, ca de exemplu limba și cultura chineză de la Centrul Confucius sau limba și cultura coreană de la Centrul Sejong, unde eu trimit de 3 ani de zile am studiat coreană și timp de un an nu predau. Sarana de sunim. Când îmi dăm cea mai canțoană de an. Dar ce eu ce cu ce ce și să ce și mă rog, m-am simirat. Sunt Bochilo Joana, studentă în anul 3 la Facultatea Biomedicină și Ecologie și sunt originară din Congo. Este o mare onoare să vorbesc la deschiderea noului an academic 2016-2017. În această zi a noului an universitar, am deosebită plăcere de a dori un bun venit la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, a tuturor noi studenți care sunt acum participant complet a instituției noastre ULIM. Pentru mine, ULIM a devenit a doua casa mea. Administrația, profesori și colegi sunt foarte ospitalieri și gata să ajute în orice am nevoie. Thank you.
viața mea, prin să sărăști dragostea, dor de dante și de mari, alba mea. Și cu aceasta vom declara închisă ceremonia de astăzi.